discuții la procesul de că procesul verbal, suplimentare la ordinea din zi de azi. Tu trase o microbuză, microbuză școlar la săptămâni două, și la Școala Frumoasă și la Școala Balcani. Azi mi-au adus domnul director. Sunteți de acord? Sunteți de acord să le supunem la vot cu amendamentul suplimentar. Sunteți de acord? Cine este pentru? Eu pun, dar despre ce e vorba? Domnul președinte, la a treia tură. Sunt de acord cu lumea? Eu ce vrea. Știți ce mi se pare mie hilar? O singură remarcă și am terminat cu subiectul ăsta. Exact așa ați procedat și când am votat legal, prin amendament, desfințarea postului de administrator public. Atunci ați venit cu o hârtie, tipărată așa, care nu știu dacă a fost în fals, dacă nu a fost în fals, a fost făcută oricum prin influență după ședință, de la prefectură, care era tot PSD. Noi am votat legal cu amendament propus de mine, la câteva luni după votare, desfințarea postului de administrator public și atunci a fost de acord toată lumea, inclusiv domnul vice, toți consilierii PSD, toată lumea. După care ați întors-o, exact cum o întoarceți și acum cu președintele de ședință. Dar nu e nicio problemă. Nu, pot eu, nu, dumneavoastră doar a executat ce vi se spune de mai adică, sau care se spune? Nu știu, cu administratul mai public am înțeles că domnul Bene a urlat destul de groaznic la tot consiliul. Nu știu și ați înțeles sau asta ceva n-am auzit. Da, faceți aceleași legalități în repetate rânduri. Nu fac eu, cum nu fac eu. Păi nu-ți uita la mie, că nu-ți consider loc. Sau de aia ați lipsit ce din ta trecută, ca să nu vă puteți asuma? Ce să mi-asum? Ce să mi-asum? Ce să mi-asum? Păi, ilegalitățile care le faceți. Dacă nu fac ilegalitățile. Dacă Consiliul Local a votat atunci legal, prin amendament, desfințarea postului, dumneavoastră ați venit și ați întors-o ca la Ploiești. Nu, 4, 3 ani. Exact așa faceți și acum cu președintele de ședință. Nu te arăta la mine că nu fac eu. Ciprian, lasă că cu administratul public sunt probleme. Uite aici. Acum. Știu, am văzut că sunt probleme. Și nu e, nu mă adică nu zic că sunt probleme. Eu din câte știu nu s-a descoperit că o persoană care se poate fi prezentă în două locuri în același timp. Trecem la ordinea de zi, acum ce și mi se termină mandatul. Deci, Bacău se convoacă la ședința ordinară din ziua de 26.9, următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul 959/2007/2019 și a deciziei 29/27/2018, preluare la cunoștință și analiză în vederea urmăririi modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse și mandatarea primarului să pornească toate procedurile legale necesare pentru conformare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru înlăturarea neregulilor, stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciilor constatate prin decizia numărul 29/27/2019 a directorului adjunct al Camerei Conturilor Județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcani Județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea recrutării bugetului local al Comunei Balcani pe anul 2019. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire și a modelului de contract în vederea concesionării prin licitație publică deschisă a unui lot în suprafață de 60 metri pătrați, toată în cinta parcului Frumoasa Comunei Balcani de Bacău, 7 diverse, plus proiectul microbuzitorului. Aș vrea să schimbăm denumirea la punctul numărul 1.
de fiecare dată, doamna secretară, era prezentarea raportului de audit, pe care ni se prezenta și nu se punea la vot. Acum am trecut anul după proiectul privind însușirea raportului de audit financiar. Noi la comisie cum să dăm dacă nu avem raportul? Cum să spun că ne-am însușit un raport care nu avem? Dar, am văzut articolul 1, v-ați însușit, măsurile pe care da. Trebuie să ia. De fiecare dată și la raportul și la... De fiecare dată, am experiență, era prezentarea raportului. Se prezenta fără să o pună la vot. Am înțeles că ședința trecută nu înțeleg de ce nu s-a... Pentru că nu l-am avut, nu ați avut raportul? Da, de asta, e tocmai ideea aia. Adică eu la Comisia Juridică să trec proiectul așa... Nu ați avut ca material? Da, ca material. Dar ideea este că nu este obligatoriu să-l aveți ca material. El se prezintă în ședința Consiliului Local. Da, doamnă, și noi am cerut, de-aia am amânat, pentru că am cerut să-l vedem. Eu, în ce dată am depus cerere? 25, da? Am depus cerere scrisă pentru a avea în față acest raport și canci. Nimic. Domnul primar se face tot plou. Mi-a semnat atunci. Da, așa, așa. Putem? Și nu primarul face așa ceva. Dar nu era normal să fie până la ședință? O să fie prezentat ședința asta. E normal legal să fie. Legal? Normal să fie legal. Da. Și e legal să-mi însușesc prin vot ceva ce n-am văzut? Mi se pare legal. Însușirea raportului de audit. Ce înseamnă ați însuși? Dar nu consilier. Nu consilier. Și atunci de ce aveți nevoie de votul meu? Păi nu am nevoie de vot. De ce e pe ordinea de zi? Pentru că doamna secretară trebuie să prezintă. Dar aici nu scrie prezentare, aici scrie însușire. Proiect de hotărâri. Da? E o mare diferență între a prezenta ceva și ați însuși ceva. Cred că iarăși este o greșeală de exprimare. Prezentare, trece prezentarea. Prezentarea se pare că am multe greșelile astea. Una e să prezinți, alta e să-ți însușești. Nu? Cam mare diferență. Da, prezentare. Nu putem prezentare. Păi hotărâți-vă, ori de prezentare. Prezentare. Nu ai colegat să se da, nu se face. Poate? Nu se face... Dar nu se face nici nu știa experiență, nu? Predică, nu? Păi și ce scrie acolo? Prezent. Prezentare. Dar unde scrie prezentare? Scrie prezentare, au trecut-o pe ceva de acum. Unde se scrie? Că văd că scrie însușire. Da. Schimb însușirea, prezentarea, păstrivă. Când? Asta. După ce votăm? Da, ce să votez? Nu votam. A, nu? Nu. Nu, asta vin prezentă doamna secretară acum. Așa. Să nu perioada iulie 2019 am avut control asupra unității administrative teritoriale de Comunei Balcani, unde s-au verificat documente atât de la nivelul instituției cât și de la instituțiile afiliate nouă școli și am primit decizia și raportul final privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie. Am avut o decizie care au trebuit luate niște măsuri de la vechiul control. S-au luat măsurile și aici am spus că s-au efectuat ce ni s-a cerut. Și la prezenta decizie în urma controlului efectuat din iunie, de asemenea, spun așa, având în vedere prevederile legii 94/1992 privind organizarea și funcționarea curții de conturi. Nu e abrogată? Nu. Sigur? Că foarte mereu sigur. Faceți mișto, domnul Cengel, când zice o lege așa 90 ceva, spuneți că e abrogată. Dar n-am fost, n-a fost mișto. I-am spus singura lege care a fost abrogată, spunați, a fost 215, da. Asta continuam. Am zis. Dar nu e abrogată. Continuăm. Bun. Privind organizarea și desfășurarea activităților specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, examinând aspectele consemnate în raportul de follow-up înregistrat numărul 969 din 3107-2019, încheiat în urma acțiunii de verificare și modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 57,
din data de 15-11-2016, efectuat la OATC Balcani. Aici spune că se acordă prelungirea până pe data de 30-11-2019 a termenului pentru ducerea la îndeplinirea măsurii numărul 2-14 din decizia numărul 57. Pentru că mai sunt niște situații de dus la... Da, niște bani de recuperat. Era vorba despre firma aia, nu mai știu. Nu, era vorba de un extrus cu care am dat o judecată, că ne judecăm cu el. Da. Aici sunt evidențiate, conform legilor, prezentarea în detaliu a măsurilor dispuse prin decizia 57 la cheltuieli efectuate de bugetul local, unde s-au stabilit întindere și cuantum, recuperare plăți, recuperare prejudicii în cazul în care este de recuperat, valorile abaterilor estimate și de asemenea măsura în care au fost implementate sau nu au fost implementate. Avem măsuri care s-au implementat parțial și măsuri deja terminate. Da, foarte frumos. Ceva concret? Ceva concret. Ceva nu știu, concret. Uite, s-au cheltuit niște bani acolo prost sau ilegal și deci la s-a dispus. La un caz, la un caz. Da, con extrus. Nu, la școli, de exemplu, sunt foarte curios. Văd că aici apar școli. Deci noi vorbim din decizia din Curtea de Conturi din 2016, da? Da. Sunt două. 2016, da? Da. Asta e da. Legea 15-11-2016 da. Este una, care da. A rămas doar măsura aceea cu conexul. Deci ca primul punct, da? Și al doilea punct, dacă le prezenți pe amândouă, aia și cu școlile, da? Așa, asta e cu școlile. Nu știu, la școli ce-o găsesc. Cu ceva cu... Nu, la școli. Da, domnul Barman, ce m-a întrebat de școli? Eu am spus. Eu mi-a spus de vedere, nu cred că la școli. Probleme sunt peste tot. Da, dar nu mă. Nu vreau o paralelă. Da, nu știu. Aici am singurul lucru care eu am primit niște hârtii care scrie despre școli. Unde ați mai făcut? Asta, nu am curățat. La planul măsor, la punctul 2. Și mă gândeam că scrie și în raport. De exemplu, o să spunem așa, că a spus despre școli. Activitatea unităților subordonate. Școala gimnazială frumoasă. Iau așa la întâmplare. Da? Când am făcut concurs, făceam și la urmă vedeam concluziile. Acum la da, fiecare acum trebuie să dau pe concluzii. Toată... Făceam cum ai venit, l-am vrut, am dat, așa am dat rezoluția. Nu, ori scoatem tot dosarul ăsta și îl scoatem, la tragem la seară și îl dăm. Știi pe ce? Nu este nici de ascuns. Ăstea, tu știi, greșeli se fac, se recuperează. Fresh box-ul la firmă, că nu-i interesat o școală, nu știu ce-i interesat. Era fresh box-ul ăla cu 200 de milioane, care i-a plătit banii primăria și el nu i-a dat la stat. Și au găsit Curtea de Conturi. Și acum trebuie să dea înapoi. Mi se pare că eu o să dat. Am mai fost referitor la niște deconturi care s-au acordat și am înțeles că trebuie să recupereze aceste sume. Bine, asta e sarcina directorului de la școală, care e dată așa. Domnul Schitar, fie nu interesează școlii, interesează firmele care au lucrat. Da, firmele care au lucrat, acolo s-a fost cu firmele s-au toate hoțele, da, e interesat. Nu te-am văzut. Păi ia, stai hoții, gata. Mă ajut să... Deci și banii s-au greșit, adică s-au se recuperează, instanță, dacă nu, un transport de unii, să știu eu câți kilometri sunt până la Târgu Mureș, de unii aduce asta piața. O să facem copii și veți primi, da. Măcar președinții de comisii să primească, să nu ne apucăm să facem dosarul ăsta la toată lumea. Dacă primesc președinții, după aceea o să vedeți că aici e un fel de... Deci nu sunt niște concluzii, știți? Nu sunt concluzii, ca să spunem că citim o pagină de concluzii. Sunt în detaliu toate... situațiile, ce s-a găsit, în ce parametri ne încadrăm,
baza legală, ce măsuri s-au dat, termenele care sunt. Și dar multe le-a rezolvat în timpul și multe sunt în timpul auditului. Deci au fost, da, o să vedeți, că nu e nimic de ascuns. Nu, asta nu e pentru altul, e pentru alegeri din locale. Să știu, el cum trebuie asta prezentat, pentru că, na, nu trebuie să se știe ce este. Dar, apropo, cum vreți să rezolvați dumneavoastră la abate privind încadrarea personală contractului UAT cu Comuna Balcani? Primarul Comunei Balcani, prin compartimentul specialitate, va lua măsuri pentru intrarea în legalitate privind contractul de management al administratorului public, referitor la faptul că pe durată nu poate depăși mandatul primarului pentru care a fost numit. Da. Deși eu, când am intrat consilier, am pus în discuții un administrator public să alege, să alege pe durata unui primar. Și am fost contrazis. Deci, normal, noi trebuia să reînființăm postul. Postul era, când s-a terminat mandatul în 2016, administratorul public era, practic, i s-a terminat și lui mandatul. Dacă, fiind da, un... Da, spuneți dumneavoastră. Dați un pic voie. Deci, schimbat, o să vedeți și la organigramă, că de-aia am și pus pe ordine de zi organigrama. Am văzut. Că sunt niște schimbări acolo. Până acum, conform legii 215 și a contractului care a fost încheiat până acum, cu, mă refer la ce spuneați noastră de administrator public, nu erau condițiile astea. Acum, prin ordonanța asta 957, au venit cu aceste condiții. Contractul este pe 4 ani, deci pe, nu pe 4 ani, perioadă determinată, pe durata, așa. Dar nu mai este funcție doamna de execuție, secretar, este de conducere. Așa deci, a fost mereu sau nu? Nu. Așa a fost mereu, cum să fie așa mereu? La ce vă referiți? Mandatul administratorului public, da, de când s-a înființat această funcție în România, a fost pe perioada mandatului primarului. Nu stipunează nicio lege chestia asta. Acum. 215, nu, eu n-am văzut. Doamna secretară, mie îmi spuneți dacă până acum a fost... La punctul 9 din da, proiect. Da. Dacă postul a fost legal, mie să-mi spuneți, că aici păi spune că a fost ilegal. Păi, stați un pic, păi, postul a fost legal, dar dumneavoastră doar ați votat lucrul ăsta în ședința de consiliu. Spune destul de clar măsuri pentru intrarea în legalitate. Deci spune conform noi ordonanță. Conform noi da, ordonanță. Da. Și intrarea în legalitate. Asta, păi intrăm în legalitate. Deci o măsură lăsată de Curtea de Conturi care trebuie făcut. Acum așa se spune mai nou, contract de management. Ăsta va fi încheiat în cazul în care postul rămâne valabil și este în organigramă. Deci după aceea se va încheia un contract de management cu administratorul public. Și contract de management, acolo în conținutul lui sunt niște condiții, conform ordonanții noi a codului administrativ. Care nu au fost acum, care contractul a fost pe baza legii 215 și altceva, nu știu, altceva știți dumneavoastră mai bine pentru că ați fost aici când s-a votat înființarea postului. Da, îți spun eu cel mai bine, când am aici când s-a înființat în 2015, da, a fost făcut beton, ca să nu-l poți da afară. Deci a fost special făcut pentru rață și cu, deci tot ce a fost scris în contractul ăla din așa, deci acum dacă putem modifica asta cu administratul public, deci ordonanța 57, puteai spune dumneavoastră acum. Până acum niciodată nu puteați să-l dai afară. Puteai să-ți dădeam judecată și îi stăteam și salariul și mai lua și bani de la noi. Pentru că eu am văzut contractul, deci degeaba dai citeam din asta, pentru că eu știu, n-am venit eu cu proiect de hotărâre ca să modificăm asta, să nu mai fie administratul public. Am fost jucat. Nu, contractul asta e problema. Contractul a fost făcut pe baza unei legi. Așa, dar au fost făcut ca să nu poți să dai afară, clar. Scurt pe legea. Și acum datorită cu ordonanța de acum se revine. Acum se revine și acum... Astăzi o să fii ordinea de zi. Dacă îmi permitiți. Nu, pentru că dumneavoastră nu. Vreau să vă spun cu voi, cu domnul președinte. Dacă îmi permitiți. Domnul, nu. Am voie să vorbesc și în timpul ședinței am voie să vorbesc. Doamna secretară a citit, dacă am dreptul să vorbesc la subiectele pe ordinea de zi. Desic m-ați întrerupt și nu m-ați lăsat să termin de vorbit și dacă mă întrerupiți nu mai țin un pic. Nu, trebuie să facem ceva să fie ilegal. Este foarte legal. Astăzi avem organigramă care se poate rezolva foarte simplu și foarte legal. Asta vreau să vă zic în câteva cuvinte. Deci până acum am să putut desface. Unul și doi, cam da, gata, mulțumesc. Deci eu rămâne să...
oricum să dăm la președintele de comisie acest raport. Și de tot dacă o să mai aveți alte întrebări legate, dar oricum aici este în detaliu tot ce s-a controlat, tot ce trebuie dus la îndeplinire la termenele respective. Corect. În cazul ăsta trecem la subiectul numărul 2. 3. Da, mă, adică. Când nu-l dă, nu-l votăm, nu? Nu fac nici program. Da, nu te întrebi la proiectul, tot în punctul numărul 2 trebuie să spune la proiectul de planul de măsuri. Nu, dar eu am zis că trebuie să încep a, să cu așa da. Și da. Să... Îl amânăm. Da, îl amânăm, da. La 2 am făcut. La 1 am zis la prezentare, pentru cazul de vot. La prezentarea raporturilor, nu trebuie vot, doar îl prezentăm, dar acolo există un proiect în care se adună planul de măsuri care se regăsește în acest discutăm acum. Asta am discutat. Acum, deci trebuie să la 2. Dacă l-am discutat, eu cer o amânare. Să votăm pentru amânare sau pentru... Ca totul să votăm ceva. Să amânăm până când se prezintă documentația, să o vedem. Punctul 1 e raportul ăla, nu se votează. Eu la numărul 2 propun o amânare până când ni se prezintă documentația sau domnul președinte, ați auzit? Ce? La numărul 2 am cerut o amânare pentru prezentarea documentației, să vedem despre ce vorbim. Acum dați să voteze proiectul original sau ce am propus eu, amânare. Ca să fie totul votat ceva pe proiectul ăsta. Ce raportul de audit financiar? Ăsta este proiect de hotărâre însușirea. Deci nu prezentare, însușirea... Și l-am transformat în prezentare. Și eu ce am zis la început? Deci însușirea raportului de audit așa, prin care se încesc constatări de măsuri și dispozițiile cuprinse așa. În o formă anexă 1, la prezenta hotărâre. Dacă e pe ordine de... Trebuie vot sau nu? Trebuie vot sau nu? Păi dacă este proiect, trebuie vot. Aha. Dar prezentarea, deci ăsta nu trebuie, deci nu trebuie prin... Deci pur și simplu ăsta e proiectul de care... Unul trebuie să prezentarea raportului de audit financiar. S-a schimbat de numire, am prezentat. Da. Și atunci nu trebuie votat. E corect. Bun. Se trece la 2. Da, se trece la 2. Citim acum măsurile și astea trebuie votate. Dacă sunteți de acord, să nu cu ele. Prin aprobarea planului de măsuri pentru înlăturarea neregulilor, stabilirea întinderi și recuperarea prejudiciilor constatate prin decizia 29, unde decizia 29, da? Aici. A directorului adjunct, Tatăl Mirea. Deci, director? Nu. Și am discutat-o tot pe asta. Punctul numărul 2, exact acum ar trebui să prezinti și să dezbată punctul numărul 2 din ordinea de zi. Exact. Nu dăm un vrem. Păi primul este prezentat. Noi l-am prezentat. Am dreptate? Da. Și l-am discutat de-al doilea. Păi da, exact ce am spus el. Și votul se ne învare. Am în al doilea fără să... Da. Și acum, practic, ne-ați prezentat proiectul numărul 2, dezbătoși și subotat. Da. 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 Da.
De ce trebuie să scrie decizia 29? Dar nu. O să pun de ce o scris aici. Hai, prezentați proiectul numărul 2, domn președinte. Proiectul numărul 2 care? Nu știu, sunt pus deci, prezentarea așa, aprobarea planului de măsuri pentru înlăturarea neregulilor, stabilirea întinderii și recuperarea pentru constatată prin decizia 29. Așa, decizia 29 este asta cu raportul între care sunt multe chestii. Așa, activitatea aparatului propriu de specialitate. Așa, și spune... Nu prea ai cum să faci program de 8 ore o singură persoană de 2 ore în aceeași zi. Și apare frumos aici, la activitatea aparatului propriu de specialitate, abateri privind depășirea cheltuielilor salariale. Și scrie recuperarea plăților efectuate și reîntregirea creditelor bugetare utilizate nelegal cu majorări și dobânzi aferente pentru anul ocupare a 2 ore care se suprapun cu programul de la școală de către administratorul studiu. Păi a spus că nu se suprapun, că nu am întrebat. Se suprapun sau două, s-au suprapus două ori în ce an? 2017. 2017. S-au suprapus două ori, da. La mine programul, eu venea la program, nu știu. S-au suprapus că ăla de la școală. Probabil de la școală. S-a făcut față cu brio. Foarte. Nu cu probleme, nu? Și acum, dacă tot luați măsurile astea, sunt curios și eu. Nou contract, în ce perioadă se face? Păi nu zice că trebuie să pună legalitate contractul de management al administratorului public. Pentru că începe deci contractul de management se aprobă consiliul local. La organigram, da. Deci să ajungem acolo, vreți o schimbă? Fără organigram acum. Ajungem la organigram acum. Ajungem, dar să nu fie iarăși. Nu, 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 nu. Acum e ce n-a spus, da. Da. Dacă l-aveți, supune-l la vot. Da, doamne, măsoară, că o întrebare. Mai sunt discuții? Abateri privind cheltuielile de bunuri și servicii. Domnul primar, cum le puteți recupera? Recuperarea plăților, deci cum le puteți aduce înapoi în bugetul local? Dați-mi o idee, așa, ca să știu și eu. Că trebuie recuperate, nu? Eu n-am primit niciun, păi, știi, păi, dar nici noi n-am primit, domnul primar. Decizia asta, 29 din 2... Doamna contabilă și vei scrie, nu te avea. Deci nici noi n-am primit. Lasă-mă, deci se recuperează, se recuperează. Se recuperează, se aduce până apoi. Decizie de impunere, e clar dacă undeva nu depășim. Decizie de impunere ceva, undeva nu se depășim. Până acum am ajuns la judecată, până la urmă, dacă e vorba. Că pentru următorul control trebuie să fie în regulă cu ce... Automat, dacă n-ai recuperat plățile care trebuiau recuperate, li plătești din buzunar. Deci eu cred că oricum, singur e dată măsură, da, dar asta e, da. Dar nu cum că nu te joci cu autoritățile. Am un proiect de diverse și neprevăzute și la fața lor nu s-au mai eu. Eu s-au mai făcut și alte întrebări. Da, sigur, că dacă îmi vine... Da, următorul control. Mie nu au fost acut pe recunturi, s-au găsit aceeași proces ăștia de alte calculatori. S-au recuperat, n-am avut probleme niciodată. Sunt. Ei, tari, vin cu idei, noi. Ei, tari, comisar, pe tot să... Chiar în lângă domnule, dacă tot... Dacă tot în scaun acolo. Bine, da. Cum recuperați prejudiciul la sub ce formă? La punctul 10, că nu mai știu foarte multe. Deci... Nouă nu ni s-au depus la ce prejudiță fără. S-au făcut deja două facturi stornă. Deci e vorba de două sume pe care trebuia să le dea Freshbox-ul înapoi. De la CNF? Dar nu scrie acolo de asta. Păi nu
Scrie în raport și în decizie de asta. Deci am în programul de măsuri. Și ce face? Am zis așa, primarul, prin compartiment, va lua măsuri pentru stabilirea volumului și recuperarea sumelor. Deci el este cel care va da decizia. Facem adrese către societate. Am făcut deja adrese, s-au făcut facturi de storno. Deci trei seturi sunt recuperate. Da. Deci din timpul controlului încă s-au luat măsuri pentru recuperare. Vrei ca vine curtea de conturi să dea două hârtii albi la sfârșit de control? Îl găsească. Pentru recuperare și sumele au fost foarte mici, deci chiar nu ne punem problema să nu recuperăm. Eu vă mai spun că se întâmplă nereguli. Exact cum v-am spus și dumneavoastră, când noi am votat destul de clar și există înregistrat a să faci un teren de sport la Balcan cu proiect de hotărâre Consiliul Local am votat și nu s-a făcut, s-a făcut domnul Frumoasa, mi se pare normal. Nu s-a făcut domnul Gânga, nu ne trage domnul Frumoasa, unul școala l-a făcut și unul primăria. Dar primăria a făcut două terenuri de sport în Frumoasa. Dar noi am, domnul primar. Noi am făcut un teren de sport în parc. Și școala a făcut un teren de sport la școală, din comun acord cu domnul director de la Balcani, au rămas banii să ducă la teren de sport de la școală. Dar din comun acord, dar de ce la școală? Dar ascultă, la un termin. Și la partea altă să fac un... Anexa acum. Da. Și vedeți că nu s-a acoperit cheltuielile? Care cheltuielile nu s-a acoperit? Că s-a acoperit. Cheltuielile care s-au făcut și la terenul de sport, și la anexa... Și să mă documentez. Am avut proiect de hotărâre să fac un teren de sport la Balcan. V-am spus și ei. Îl are doamna secretară. Chiar vă rog să-l scoateți. Nu știu, domnule. A fost proiect de hotărâre să facă teren de sport acolo. Noi am dat banii la școală și acum nu mai pus treaba noastră. Nu că a fost un proiect de $20,000 pentru preș, de la firma Terdezom. Cu Terdezom, da. Frumoasă. Și nu putea să împartă banii în două locuri. Nu ieșe nimic. Da, nu ieșe nimic. Și atunci renunțat aici. Lasă să facem terenul de sport la Frumoasa. La școală. La Frumoasa și poate altă facem grup sanitar și sale de comunat. Vedeți că scrie și nu sunt legalitate. Îi trebuie dus. Păi legalitate toate străcute, a fost ilegalitate, dar până la urmă intră legalitate. Totuși, la punctul 2 mai stăm în funcționare. Dar cum mai sunt din nou? Să spunem la vot, doamne. Cine este proiectul din... Mulțumim, doamna Fantazie. Proiectul privind aprobarea organigramei și a statului de funcție aparat de specialitate a primarului Comunei Balcani, județul Bacău. Dacă sunt discuții. La comisie, tabletul alea că mai înainte, că domnul Ungureanu nu a venit la așa, noi am aprobat aviz favorabil cu amendament pentru desfințarea postului administrator public. Semnat de în afară domnul Ungureanu, că nu a fost, l-a ajuns mai târziu. Puneți la vot proiectul așa și cu amendamentul. Deci amendament cu desfințarea postului de administrator public. Asta înseamnă comisia... Și asta se pune... Tot atâtea probleme. Dar nu mai sunt alte discuții, spunem la vot. Proiectul cu amendament. Proiectul cu tot cu amendament. Așa. Da. Da. Cine este? Se spune la proiectul de bază. Proiectul cum inițial. Este inițiat el. Și dacă consilierii au amendament la acest proiect. Deci ce se votează, ce nu se votează, ce este pentru, ce este împotrivă. Asta trebuie să fim foarte atenți la domnul președinte, vă rog. Da, păi prima dată supunem la vot proiectul inițial. Cine este pentru? Eu votez proiectul cu cet administratorul. Dar să nu intri în conflict de interes? Că nu votez administratorul. Exact. Am voie să votez proiectul, dar nu administratorul. Nu intri în conflict. Cu amendament, apucat. Acum se supune la amendamentul.
numărați întâi voturile. Cine este pentru proiect? Cine este? Da. Da. Fără amendament. Fără amendament. Fără. Cine este pentru? Cum a spus? Deci, 1, 2, 3 voturi? Da. Acum spuneți la vot cu amendament. Acum supunem la vot amendament. Amendament. Puteți să specificați, domnul președinte. Supunem la vot. Nu are în față. Nu, dar poate ține minte că i s-a spus, domnul Cornele a spus, că în Comisia Economică s-a trecut aviz favorabil. Vă specificați din nou ca să știm ce votăm. Da? Supuneți la vot proiectul cu amendament. Amendamentul la proiectul de hotărâre. Da? Care prevede desfințarea postului de administrat organ. Cine pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Deci desfințarea postului administrat. Domnul Zână, nu? Mă abțin. Păi până acum e... Da, ce te doare? Bă, mă abțin. Asta e... Deci, câte persoane sunt pentru? Pentru. Da, pentru fost din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum cine se abține? Se abține 1, domnul Bunga. Împotrivă. Ungureanu. Nu e pentru că e cu dintre voi. Băiatul nu poate că e cu dintre voi. Da. Păi bine. Când spui mult din nebunii, aici nu pot nimeni să abține. Tu, nu pot nimeni. Nu, eu mă abține, mă mulțumesc. Amendamentul votează timpul. E așa rău de jos. Acum vă mulțumesc că tu mă scând. Eu nu mai fac nică, nu te pot. Da. De ce se fac corect? Ce-i corect? Când mai sunt 9 luni până la alegeri, m-a zilit cu voturile noastre, nu? Când am vrut noi, nu s-a putut. Dar nu s-a putut din cauza... Deci, Doamne, lăsați, nu a vrut deja. Nu, dar nu înțelegeți, deci nu... Ce ați făcut, nu a făcut legal de mersul ăla. Ciprian, dar nu s-a putut. Ciprian, dar pe ce te bazezi? Ai vorbit cu un jurist, ai explicat, așa, noi nu suntem specialitate. Am vorbit. Și ce am făcut noi atunci a fost legal. Și hârtie cea care a venit cu aprobarea juristului prefectului. Ba, da, da, acum bine. Aveți chef să scăpați de el, că vine aici. Adică o pierda să fii, știi? Adică nu-i chef, nu vreau să scăp. Până acum, de ce n-au votat consilierii dumneavoastră? Domnul primar. Pentru desfințarea postului. Păi nu mă enedesc bine, domnul meu, nu mai aveți nevoie de el. V-ați lăsat în căruță și acum avem votul nostru. Gata, trece, lasă-mă, asta e motorul. Deci că e ciudat 3 ani de zile să votez împotrivă și acum domnul vice să fie cu mâna pe sus. Și cu consilierii. Tu n-ai fost pentru niciodată. Da? Am mai fost. Acum să vrea... Nu erai consilier, bă, când sunt sfinta prima. Voi auzit? Prin șansă. Hai să fim serios. Băi, omule, la desfințare. Gata, mă, gata, dacă s-au... Cum minți? Deci nu erai pe ei. Era... Ce număr? Domnul președinte. Vorbesc pipăreț. De ce acordea? N-am votat să dăm persoana afară. Am votat desfințare. S-a votat desfințarea postului, exact. El da, poate să intre polițist local, poate să intre... Domnul Gânda, da. Ați discutat acum? Da. Deja să... La punctul 4. Suntem la punctul 4. Noi deodată privind aprobarea rectificării bugetului local în Comunii Balcan pe anul 2019. Dacă sunt discuții. Da, eu am întrebat aici. Văd că se ia de la... întreținerea spații verzi și de la drumuri și cluburi, da, cu o anumită sumă de bani, pentru a se putea plăti? Nu. Nu. Dar în altă parte n-ați găsit? Nu. Acolo erau bani. La început, anul când am plăcut, dacă nu era pe bază, bugetul... Bine, mai lăsa drumuri. Da, avem, dar să lucrează, mai avem bani la drumuri și mai vin acum. Nu sunt probleme din cauza asta. Și e enorm la întâmplare. La Dăncilă? Și de la Dăncilă, și de la Dragnea, și de la Iohannis, și de la... Din bani. Dacă s-a ținut cineva împotrivă? Da,
Trebuie să reprimim la vederea președinului ședinței. Fac eu o propunere pentru președinții. Eu îi zic pe doamna Chira Vaslica. Mai sunt o propunere, da, domnul. Domnul Găză. Mai e? Să punem la vot prima propunere a lui Sofronie. Cine este pentru? Domnul președinte. Mai tare, rog. Iar cine este pentru? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7. Cum a dat trei pus? Eu n-am văzut votul. Nu știu. La vot 7, da. Împotriva abține. Împotriva câți? Abține. Abține sau împotriva. 3 abține. 4 abține. Împotriva. Cine este pentru domnul Gânga să fie președinte? 1, 2, 3, 4, 5. S-a abținut cineva? Eu mă abțin. Vasilica și Cornea. Ia mai numărat. Păi ca, și consilierea sunt. Păi 4 ați fost aici, nu? 4. Și 5. 6. 6 cu... Da. Dumneavoastră ați fost? Da, da, da. 6. Una e 5, alta e 6. Cu unde la mână? Poftim? Corbă de la mână. Deci, concluzia? Concluzia... Mă bat cu Gânga. Deci, la doamna Vasilica. Deci, care e categoria mea care te bat cu Gânga? Deci, șapte, nu mai bătate, nu? Da, da, da. Pe doar de ori sau. Da, mă spate. Da. Eu. De ce nu m-au fie motor? Montez, va, nu spune. La... Prezentarea aprobarea documentației de atribuire și a modelului de contract în vederea concesionării de licitație publică deschisă sau din votul sfărat și trei de exploatare, situații din cinta patru de frumoasă până la așa de sfărat. Asta e vorba de teria, nu, ăla din... A fost în ființa ce cu sfat a fost. E vorba de aceeași da, documentația de atribuire, modelul de contract, adică ne-ați avut. Da, da, da. Mai în ce? Fost de acord. Așa știi, domnul Gureanu, adevărul este un punct frumos și eu bolind roșii pentru Consiliul Local, domnul Gureanu știi, când am aprobat acolo, erau grâști și rații. Și cred că s-ar crea și un precedent, dacă vrea. Domnul Dicin ar vrea și următorul și ar vrea domnul Gânda și domnul și așa. Și ar transforma numai în spații comerciale. Și dăm în piață sau într-un alt loc. Care destinat... Dar înțeles că nu e în incinta 4. E în incinta, dar scrie destul în incinta. E de colț aici unde e parc care ce se vii. Prea urmă domnul Țeș. Dar lângă de ce n-ar vrea așa altceva? Eu mi-am pus. Nu e în incinta 4. Am și eu. Menționat aici, văd și eu destul de clar că scrie în parc, da. Deci în afara largului parcului. Dacă peste drum e spațiu amenajat pentru comerț, deci, în partea stângă, mi se pare corect să facă tot în partea stângă.
Partea dreaptă e loc de joacă pentru copii, mai e dincolo dispensarul. Nu mi se pare corect să-l stirbim noi, băgăm acolo un chioșc. Cum vezi dumneavoastră, eu unul nu votez. Deci voi ați aprobat, ați aprobat, domnul Cătălin. De oportunitate. Asta am aprobat. Da. Dar am și punctul. Da, dar nu... Dar am procesiune. Dar nu ni s-a spus că în interiorul. Că ați aprobat terenul ăla, că ați aprobat terenul. Și s-a menționat și punctul. Așa e aprobat. Menționat punctul, dar ia uitați aici. Da, da, interior. Uitați-vă aici. Păi, dar unul consiliu nu în interior, gardul e mai încolo. Pentru concesionarea, prin licitație... Ei, acum zice interior. Interior e... Dacă e interior, înseamnă că este dincolo de gard. Păi nu. Păi dacă așa, atunci nu spus că e interior. Păi nu spus. Băi, unul consiliu. Da, da. Acolo facă. Păi facă. Adică exterior. Cum desfaci gardul și intră înăuntru? Păi noi vom putea rechițele de jos. Nu a fost de aia. Nu a fost de aia. Nu a fost de aia. Bine, aici acum se menționează lincința parcului, dar nu e lincința parcului, e o greșeală aici. Băi, nu unde a fost chioșcul lui Nana? Da, da, e în afara parcului. E în afara parcului. Pus, dar nu are, deci colțul ăla la domeniul public. Treabă, n-are nicio treabă cu parcul. Păi gardă în corp, n-are nicio treabă cu parcul. Știți care e problema? Uite, că... Știu, mai știu, o zi. Păi, ce dai să te gândești asta? Că după aia o să mai vrea să fiți. Păi și ce votez? În incinta? Nu, nu, păi dacă aici așa îl modific, ori amânăm, ori modificăm. Păi, dar nu vin. Păi, ce facem procesul? Păi, în afară, par. Da, situația că... Dar nu acum că e economic, nu știu, v-a spus cum domnul Dânga. El face produse pentru copii, în parte. Da, da. Dulciuri. Mă, dar eu sunt total de acord, oameni. Cojulețe. De da. Deci nu că mai face comerț. Mai vinea cineva să spui, dar ce vrei să faci? Faci doar cojulețe sau... Dar nu e o problemă asta. La care? Asta sunt de acord. Locația. Păi, bune, păi dacă e parcul acolo pentru copii, nu ar spre grădiniță, mi se pare că e chiar un colț acolo. Ideea este să nu creezi spre ceilalți. Nu ai și ceilalți. Care ceilalți? Eu știu despre ce vorba aici. Exact. Dar spațiul ăla nu mai ceru și altul. Cine nu ce? Domnul Sandu, am înțeles că nu ceru. Nu, ăla, domnul Sandu, exact până-i parcarea. De altul vrea să-și facă de asta, de auto. Mecanic, auto. Cum îi spune? Ce ai auto? Un pas. Acolo v-ați dus și vă să vă uitați unde. N-are nicio treabă. Păi unde e unde a fost aprozat? Nu, aprozatul putea și vine să jos. Jos. Ceva au făcut curățenii, faci cu ceva frumos pentru... Da. Acolo era când nu vedeai nici parcul din cauza rechețelor. Da, da, da. Dar nu mai discută. Care vrea să dea idei, care nu vrea. Ce să ia afară parcului? Aici s-a menționat și eu am rămas surprins. Aici o greșeală e incinta parcului. Nu e incinta parcului. E gardul, e... Vrei să dați, dați? Mai am vedea tot nu înțelege că e incinta parcului. Te arăt să vede. Deci au făcut curățenii. Mai în interior se pare. Dar nu crede că nu s-a dat în concesiune. Deci se pare în interior. În concesiune, eu acolo pe licita parcului. Ori îi parc pentru joaca copiilor, ori... E colțul ăsta. E colțul ăsta. Acum era gârșit. Ori e teren comercial. Vorba ce? Nu, așa mi se pare și mie. Dacă tot e cu gărița, nu mai vin nici una. Acolo colțul așa nu duc copiii, colțul mort acolo. O să avea că el a făcut comandă, nu știu, că face din prealea cu termopanii, cu comandă. Trebuie să zic din prima, nu se poate. Dar stai, e posibil la licitație când scoate să vină la cineva. Păi terenul, nu persoană. Eu mă gândeam, poți să vină la cineva, să vină mai mult. Da. Și el atunci de ce? Și el atunci de ce o dat comandă termopanii dacă nu o licitat? O să fie ceva mobil. Faci în altă parte dacă nu e mobil. E făcut. Da. Prin așa fie să facă mobil de acolo. Da, da. Acolo e pentru copiii bună. Dar eu n-am zis să nu facă, dar deci una, în interior sau în afară, era discuția aia. Mi-a să mănânc și ție, păi mă gavă un pom batur. Au, hai bine, nu mai mănânc când ea cu mult aici. Hai, fa. Da, da, mă, dar mai rupi și ea. Ar mai ajunge la 2 ani, la 2 ani, ne-i cu tine, că la fel. Supunem la voi, nu mai sunt alte discuții, cine e este pentru. Trebuie să teoria, la teoria, știi cum? Raftică, mă, om. Alo, încolo. Te piesc pe ea? Aia, care e pentru spatele gogoș acolo, nu vrei? Codunacă? 6. Chiecuri, da. 7. Și Cornelul. Cornelul. Da, stai să vii. Am eu zis că pentru colaș acolo scădea.
Păi, să abține cineva? Eu. O abținere? Împotrivă? Două abțineri. Și cine este împotrivă? Ce nu mai abține? 1, 2, 3, împotrivă. Eu m-am abținut pentru că nu, na. Exact, același motiv și să nu se întoarcă. Nu, nu te întorci, e chestia că nu mai... Așa, cine este pentru? Dar vreau să văd și eu traseul acolo, e aprobat. Aprobă traseul, dacă are, cum merge microbul? Azi, de fapt, nu a fost dat la trebuie să-l văd. Deci, sunt probabil cum a apărut un copil dintr-o zonă și trebuie dus la școală. Nu copilul. Nu sunt cadeat, dacă a dus clasele la schit, la Balcan. Sigur. O parte se înceapă la 9, o parte se înceapă la 8. Asta trasee de cine le faci? Copiii. Directorii. Știți de ce cer traseul? Pentru că la Căsoasa nu s-o băga microbuz din cauza că era drumul cu găuri și încea că străcă microbuzul. Acum e asfalt. Sunt lucrări acolo. Să vedem, merge microbuz. Sunt lucrări, dar și copiii aia vin 2 km până la școală. Și asta vreau să văd, din trecut acolo, așa s-o promis. Puteți te aduce cu căruța, cu cine? Nu erau microbuze în timpul. Am adus normal microbuzele de la un PJ la altul. Nu, între școli. Între școli, nu între... Când la școală de SD pe jos. Da. Și el de la schid nu face față. N-are cum nu se mai încadrează la ori. Și au luat microbuzele de la Frumoasa, de partea primăriei, se aduc, face două curse, una dimineață și una după amiază, de la Ludaș până la schid, ca să poată să înceapă cursurile la 8:30 la schid, la 8 la Balcan și la 9 la Ludaș. El se duce și ia înapoi pe ceilalți. Pentru asta am fost în acela. Cursurile astea sunt organizatorii care tot permanente, tocmai și facultativi când vrea șoferi aduce, când nu... Nu există așa ceva. Lași copilul drum acolo să aștepte? Eu am întrebat-o. Nu e fașul. El respectă traseul care s-a stabilit, traseul care de fapt este votat în Consiliul de Administrație, în Consiliul Profesoral, deci nu... Da, dar totuși la Căsoasa nu se poate... Măcar dimineața să intre. Cu propunerea că dacă se termină drumul și să asta, o să stabilească direcția, se poate modifica. Consiliul profesoral poate modifica. Asta se pot modifica. Avem copii de la Ludaș. Se pot pune la școală, părinții. Balcan și schid. Păi vorba din școala schid. Suntem în perioadă 3 școli. Deci are părinții că se poate modifica traseul. Și cere la școală și părinții cer școală și școala vine, da, vine cu proiect de hotărâre și modificăm traseul. Sigur, da. Dai drumul la vot. Supunem la vot, așa a fost menționat. Dacă e, tot e dependent de traseul. Da. Cine este pentru? Ați obitat. S-a obținut cineva? Împotrivă? Să se duce la școală. Ia, vale. Ies microbus, nu ai de vină pe jos la bar, dar acum ies. Am la bar iarna, de la bar, de 7 km. Iarna, pe jos. A, vedea pe gheață, ca zi văzut, iarna era bine. Asta, că înainte... Înainte bei cafea, acum nu mai bei cafea. La diverse, la diverse. Dacă sunt discuții. Domnul Cioi, domnul Gânga, domnul Cioi Năcel, mai e cineva care vrea să înscrie? Domnul Ungureanu? Da, și domnul Bază. Domnul Gânga, aveți cuvânt. Da, am văzut că se înlocuiesc becurile dintre astea care se dau jos, mai sunt care pot funcționa. Unde sunt becuri care nu funcționează, lămpi care nu funcționează, spunem din astea, că totuși mai sunt bune printre ele.
la Căpățâna v-am dat odată și telefon. Dus unul că e defectă lampă. Unii sunt defecte, am înțeles că și la acolo. Dar îi schimbă pe toate. Schimbă, da, îmi trimit acum, dacă e într-o săptămână, două termină lucrare. Pune LED-uri peste tot. Pune LED-uri și pe străzi, da? Aia. Înseamnă că e bun. Mă gândeam la asta, măcar să... La nevoie că bun fel. Este foarte bun. Avem LED-uri bunii, că jos, avem LED-uri, avem... Și... Ați spus că asfaltul e în garanție și într-adevăr e în garanție. Ați văzut că crăpat chiar aici la intrare și în mai multe locuri, pe porțiuni de 10 metri de datorită. Când îl repar dacă e în garanție? Asfaltul de la DG186 vorbesc. Și v-a rugat frumos domnul Vodă de la Schip, o persoană care a luat puntea de acolo. Mult, vin oameni la apă, se duc roată, e o fântână acolo, hai să punem puntea înapoi acolo. La, la chipere acolo, la, la puiu. La puiu, să punem puntea de acolo. Dar e departe, e departe. Vin, vin de la Raja acolo, vin pe la pot, se duc la apă. Singura sursă de apă e acolo, este o, o, o ciușmea acolo și se duc în conjură. Dar cine i-a luat puntea? Cine i-a luat? Au fost o puntă de fier și s-a dus în apă, apa mare și a tot scos. Nu, și-a luat apa, nu-a luat puntea. Nu, nu, nu. Ești unii puntea. E scoasă afară. E scoasă afară. E scoasă afară. Că nu știu de ea, copiii, că de ea. Păi ce face copiii? Nu, e întrebare mai este o lună, mai este o lună și vine, vine frigul. Poate te face ceva la dispensarele astea două. Vorbesc de dispensarul de la din cartier și acela de la Schit cu căldura și apa. Am văzut că ai zis domnul Dânga, că s-a alocat un miliard pentru dispensarul frumoasă. Nu pentru dispensarul, pentru amândouă dispensare. Dispensarul și repetat, dispensarul frumoasă. Hai să se lucrează, am alocat un miliard și discut eu cu apartamentul de sus, să reparăm. Am renunțat să facem grupul sanitar la Rățări, ca să putem da drumul la, că nu, nu-i face punct de lucru pentru carnetul stomatologic, dacă n-are, bă, iar cu căldura, am fost cu domnul Vici Costel, ne-am uitat la dispensare, singura soluție, îți dispun datea, să, să le dăm jos pielea, sobii, să cumpărăm de la Dedeman sau sobii de teracote, cum sunt acum, și le punem în loc. Nu, nu, nu găsim constructor pentru sobii. Ca să ne reparăm pielea, să le dăm, să punem înapoi ea. Guleanu. Și era acolo ajunge. Am zis că e vreo 15-20 milioane o sobă, nici nu știu cât e de terapotă. Deci căldură și punem două sobi la Schit, una la... Asta mă trebuie dat ea jos. Și eram acolo... Da, bă, tu faci foc. Și când faci foc, dar nu faci cum să ai căldură. Eram acolo când un pacient trebuia să iei medicamentele și nu a avut apă. Eram acolo și chiar fi... filmat de mine și a spus, n-am de unde să eu, nu a avut apă, deci fântâna nu, nu, nu are apă, cu puțină apă, nu trage. Unde? Fântâna de la... Jumătate satul rămas. Ce jumătate? Jumătate, trei sferturi de comună. Nici o acasă n-am, am două fântâni, n-am apă nici. Deci nu trebuie făcut. De bine. Eu am venit cu o idee să chem pompieri să bagi apă în fântână. Păi apa aia nu stă acolo. Și de acum. Dar cine ați văzut? Era unul la Schit care căra apă în fântână să spele șneva. Păi da, nu, ce poți? Serios, nu? Ce se poate? Cu butoi, domnul Împurea nu știe. Lua cu butoi, nu neapă dână. Știți, nu? Da, Dumnezeu și-o venit. O murit Dumnezeu să le-a. O murit, căra cu butoi. Nu avea apă, dar nu poți să aibă găleată cu apă pe timp de secetă sau cum i-am medicul ăla care e acolo, medicul uman, trebuie să aibă o, o de-aia, cum se cheamă, de apă, cu apă, Orizir. Pahar de apă, rieci și așa. Poate mi-e rău. Nu avea, este un medic venit provizor, e, domnul Lucas. Dacă vine când și când numai să iei bani, n-are decât să-și pune și apă. Nu vine pentru că nu, ei, nu, vine, nu are cabinet aici. Cabinetul lui la... unde e la acolo. E la asta. Vine odată, prin unul de două ori. Are pacienți aici. Normal. Are pacienți, dar nu vine. Nu, hai să-l căutăm. Vine când și când vine. O oră, două. Dar nu ai de unde lua alt medic, nu sunt. Nu vine. Eu te duc la soacă, n-a să zic. Știu. E pus un tip care nu are bec și... Cred că unul nu e. Nu, nu. Nu are lampă. L-am văzut. L-am văzut, dar chiar am zis, dar e unul pe altul acolo și cam îngrădit. Da. Da, și chiar acolo unde, cred că unde nu-i sat, cred că e mai important un vechi decât... Unde-i sat, corect?
Da? Vine omul sâmbă, vine... Vine Dincă. Să-i facă lungurian. Și doi... Am zis că dați un tub acolo, coboară lumea de pe... Tubul de rei de soasă, plâni, unii sunt pe aia. Și răspuns unul la numar capa creanul, acolo m-a fie să-l urmăr. Alea patru subții care zi la poate sunt la sediu lustran. Bunerea? Sunt mici. Dar acolo vine apa, deci... De la, acolo, la tine, la deal. Da, de la deal la mine. Vine apa atât de mic, ea? Acum scuzați-vă întreb. Am avut treieșiri înspre pârâul, la tub. Păi, au dat oameni, pentru că îi trebuie să treacă cărța pe acolo. Pe unii trec. Și unii cu tubul? Acolo, exact acolo. Și apa cum e? Dacă drumul e așa la vale și tu ai pus tub la curmezi și păi drumul e așa... Păi cum a fost sapat acolo șanțul înainte? El a avut șanț aici. Da. Ori trebuie să... Șanțul ăla să pune în pot. Să pune în pot. Poate pune. Poate pot. Și vine apa pe aici și o iei înapoi acolo. Da, și îl duc unii trebuie din vale. Acolo trebuie probabil ceva făcut. Ori o asta de beton turnat și pe deasupra... Ca să poate trece apa, că pui tu, nu are lucrări clar. Un tub, nu am un tub. Și să mulești tot timpul acolo, că vine tot... Vine, că vin cu talpari, vin cu... Și așa îl lăsăm să vină în drum. Nu, am zis că trebuie ori turnat așa, eu am făcut nivou. Ori... Până anul trecut, eu am înțepat șanțul la mereu. Și șanțul mare, la mare ușa. Nu, exact cum vine tot acolo, că... Da. O fost săpat cu bundor? Vede tubul ăla care am încercat să-l dispun și nu cu băieții, nu? Când o tăie plasa. Da, și acolo. Dar au fost acolo, au făcut chiar unii vine drumul din deal, au fost făcut cu budor. Dar oamenii l-au fundat că trebuia să treacă cărătă, nu te-a trece. Corect, nu, aici e corect. Deci am pus și simplu am... Ce cât facem din cuar? Cel mai bine așa, că acum nu mai trage nimeni de acolo. Și îl punem tot un pic înclinat. Și apa când vine pe marginea șanțului, o ia și duci și avem pot la dig acolo avem. Așa, dacă noi săpăm să punem, tot oamenii cu târâșul, cu toate alea, e... În fund. Dar în fund. Da, asta am explicat eu, așa trebuie făcut nu. Dar tu putem fi pus acolo. Oricum, oricuna. Oricuna. Spune, e bun turna. Cineva, dacă ați terminat, nu trebuie să dați și mie să vă aduc la cunoștință acolo, deci în hotar, bacalul pe prea dumneavoastră, pe soția Eva, dacă nu mă înșel, în hotar cu școala generală frumoasă, în față de la noi, prin picat garul ăla, ea e 80 ceva de ani, copii pe casă. Prea, nu știu, din fondul școlii, din învățământ, la primărie, cumva să facem primărie. Au fost în discuție, am vorbit și eu. Da. Sunt copii deja în clasa 7-8, fumează, se dau gosturi, poate îi dă foc la baba. Au fost nele probleme. Da? Eu cred că la nivelul primării și școală, împreună se poate face un gardă de primar. Da, nu poți face primărie. În fondul de învățământ, e bani. Am trecut noaptea și o propunere, chiar la pod aici, la pod la Balcan Marginea, întuneric beznă. E și ulița pe dreapta, nu se poate trage o lampă, e un pod de trecere și am văzut că podul ăsta, primul pod de aici, a pus o lampă, podul la Adrian. La pod e cam periculos, hai că vin oameni prin întuneric până acolo, dacă nu ajunge la pod... Podul ăsta la Balcan, la Tazlău. Podul mare. Nu se poate pune un bec, măcar într-o că... Păi nu este, cumva trasă, e pod de trafic. Dacă se poate, la podul ăla pune un bec. Păi ulița în dreapta și e foarte ulicios la podul ăsta. Cumva de la Adrian, că mi-a aproape. De la Adrian a fost. De la Adrian, la Valii, mi-a aproape. Un stâlp de țavă, trași un bec să fii la portul cealaltă. Chiar, apropo, de chiar în fața parcului, în fața lui Cătălin, în standul, iar se l-am pagăiat, acolo au schimbat, sau aia nu? Toate schimbat. În parc, peste parc, în parc nu o schimba nimic, de acum e. Și am văzut becuri pus din stâlp în stâlp, iar la cele două privatizări, la Șorig acolo, domnule, îi stâlp fără bec și acolo opresc oameni, trag. Dar stâlpul unde? Stâlpul e acolo. Acum stați acolo, ne-am uitat.
Dar cum și acolo, dar e curtea omului stâlpul. Deci eu n-am treabă cu ei, când Doamne ferește, că nu-s cu mine, dar eu văd. Acolo ies, acolo se bat, acolo se duc la... Deci lumina este acolo, dacă te duci la peste drum și sunt cu oamenii... Cum să-l scoate acolo, din mijlocul... Dacă tu vezi bec acolo, ne-a Vasilii cel mai fericit. Cu becul ăla să vezi și la fântână a fost făcută special acolo. Cu lumina care o avem acum pe stradă, mai ales pe centru. Da, dar era mai bun pus încă unul acolo. Da, trebuie. Glavul punem mai mult. Tot, tot nu-i pun. Mai punem câte un stâlp în stâlp. Bate-l la stâlp. Asta vreau să zic cu Vacaru, că am văzut că mi-a scris aici mesaj cu gardul ăla. Da? Și încă o chestie, apropo de lucrări. Îndivuit tot cu gard, ar fi la mulățimea drumului, mă rog. Omul e nemulțumit de ce faceți acolo. Am văzut, el m-a spus aceea săptămâna trecută. Eu m-am dus de comod acord cu ei, păi, am făcut. Dar dacă tot ai fost acolo, după experiența ta, ce unii greșeala? Păi acolo e la șanță, de un metru și ceva, ai văzut cum e turnat betonul ăla? Și poate el urma ca să-și facă acces. Nu, și acces unii. Până la poartă e bine, că de acolo îmi pare un gol. Păi intrat ei în șanță. Cu... Dar n-a zis nimic, am vorbit cu leagul. Leagul nu vrea să strece gardul. Și îmi spun, mă duc să strec gardul. Păi 20 de la gard. Trebuia să merg după gard. Păi nu, trebuia mers drept. Ai vrea să gardul. Nu sunt strecat. Hai, că am fost acolo și altă soluție n-am găsit. Cu ei, acolo găsit, ori strecă la, dacă gardul e așa. Eu aici am pus 20 cm din gard, plecat drept, nu după gard. O fost stâlpi, da, sunt stâlpi de beton acolo. Către noi e spatul de exact 3 lege de 4 carima, de care se iasă. Și la urmă e intrat, dar nu e de ce face. Eu nu-i mulțumit, e bun. Nu-i mulțumit. Și ăsta, nu, Costel Irimea. Costel Irimea, nu că ar trebui lupa de la mine. Nu, mulțumit, amândoi. Doare, eu n-am crezut chestia. Da, apa cât nu o să fie mare. Chiar de drept, că e de 30 la, de la șansul ăla, tot pe apa, pe betonul ăla, când vine din deal. Dacă plouă tare, dacă nu a fost, azi nu mai duc, nu? Nu, 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 bun, am fost la 3 biserici, la 2 dispensari. V-ați rugat? La domenici. La domenici. Nu, dar avem lucrări. Dar, poate nu știți unii, dar avem lucrări. La Rățeni. La Rățeni, la Balcan și la Frumoasa și la Lutaș. La Schip, tu Digu. La Schip, la Digu. La Schip, a fost un plan de teren. Digu, e simplu, stai în fața camerilor, îți dai... Cu ideea și una pe teren să vedea altceva. De aceea noi n-am fost pe teren? Da, da, da. Dacă asta e ca domnul Cioinagel, n-a domnul secretară, eu am fost la dumneavoastră și am depus o cerere care se adresează la Consilie, da? Ați publicat-o la Consilier, ați dat la toți consilierii să citească asta? Eu am și specificat. Doamna, nu. Am specificat să dați la consilieri ca să ia la cunoștință acest lucru. Una altfel am. Al doilea, răspunsul care mi-a dat, dacă m-am adresat Consiliul Local, Consiliul Local să-mi dea mie răspunsul. Nu primarul și nici dumneavoastră. Mi-ați trimis un răspuns aici, da? Referitor la angajarea lui care ați făcut-o anul trecut. Și am spus să verificați din punct de vedere dacă s-a respectat legea 176 din 2010. Legea privind conflictul de interes. Și acolo așa se pleacă pe două variante. Este rudă cu primarul, persoana depinde respectivă. Depinde ce grad, ce doamna, și aici o problemă. Face, citiți, în al doilea rând, una, este soră cu mama primarului.
soacră, mama soacră. Noi când am desfășurat concursul... Da, nu, nu se știe, doamna, nu se știe, dumneavoastră comunica. Am toate procedurile la da? Repetie, da? Funcționat da? Public. Doamna, da. Una, deci noi nu a spus, a spus gradul de rudenie? Păi aici, aici a spus întrebare. Gradul de rudenie care există, da, care există. Da, nu-i interesant, nu-i interesant. Un pic, lăsați-mă să vorbesc, dumneavoastră vă anunțați. Deja cu soate. Și în al doilea rând, hotărârea că prin care s-a luat a fost votată, că este, eu am, este film, doamna, a fost votată de către consilierul care din cauză. Nu cred. Nu, a fost, deci s-a... Nu, este... Pe... Băi, eu am votat, iar dar m-am ținut. Iar dacă n-ai votat, nu știu ce, cu atât mai grav, pentru că, deci, se știa dinainte că era pregătit. Ia m-am abținut atunci. Domnule, eu spun asta, terminăm discuția, da? Dar nu discut cu tine. Da, deci, dai bat câmpii dacă, dacă dânsul a votat sau dacă, nu, dacă spune că nu s-a votat, el știa dinainte că trebuie să vină persoana respectivă. Dar nici așa, nici așa n-a fost bun. Deci dacă păi s-a abținut, doamna, n-a fost bun, știu. Dacă nu s-a abținut. Dar tu știi gândurile mele dinainte? Bine, doamna. Așa te-o. În al doilea rând, legea 215, doamna, să știți, nu este abrogată. Dar este abrogată. Doamna, citiți. În primul, doamna, nu mă, da. Veniți cu monitorul oficial în care spuneți că a fost abrogată și vă spuneți doamna, da? Vă rog să prezentați în ședință, pentru că, și vă spun de ce, o ordonanță nu poate să o anuleze o lege, pentru că este inferior ca organ de decizie, doamna. Vă spun de ce. Citiți legea 20, doamna. Ordonanța asta este la nivel de țară, nu este la nivelul da, da, doamna, este dată, ordonanța este dată de guvern, nu de parlament. Parlamentul face legi. Deci de guvern este dată. Da, parlament, parlament, guvernul este interior parlamentului. Parlamentul decide. Citiți legea, vă rog frumos, citiți legea 215, nu 215, 24 din 2000. Din 2000. Da, da. Și citiți articolul 60, doamna. Citiți să vedeți cum se face o abrogare. Eu vă spun, veniți cu... monitorul oficial în care a fost abrogată legea 215. Dar mi-ați făcut ordonanța asta, ați dat ordonanța, nici s-a adresat. Ordonanța asta din guvern. Domnul primar, domnul primar, nu mă... Doamna, la nivel de țară... Doamna, la nivel de țară... Doamna, exact ce se întâmplă... Lasă-mă un pic ca să vorbesc. Mă lăsați să vorbesc? Exact ce s-a întâmplat cu amendamentul care l-a votat Consiliul Local. Amendamentul care a fost votat cu Consiliul Local l-a anulat primarul. Primarul este interior Consiliul Local. Nu răspunde primarul, nu răspunde în fața Consiliului Local. Primarul este subordonat, este subordonat Consiliul Local. Local. Este subordonat execută execută ce spune. Domnul, știți cum, dacă începeți cu trebuie... Noi consilierii locali da. Facem parte din comisia da. De angajări. Nu, nu, bun, asta. Noi aprobăm dacă este un loc de muncă care este să ne dea să citească legea 215, doamna, să citească legea 52, doamna. Pentru că cetățenii au dreptul să participe activ la luarea deciziilor, doamna. Și nu mă spun el să vorbesc la diverse. Deci participă activ la luarea deciziilor, Consiliul Local. Deci, domnul, știi, dumneata nu mă întrebi, vă rog frumos, citește legea, nu vorbesc cu mine, dați-i voi. Am citit-o. Ai citit-o, dar n-ai înțeles. Domnule, o altă problemă, toate lucrurile care se iau în domeniul public, faceți-le, domnule, cu dezbateri publici, că exact cum s-a întâmplat acum cu treaba la Frumoasa, s-a întâmplat și cu la cimitirul la Rudaș. Și spui că nu știi, nu s-a băgat ăla în pislas fără știrea primarului, domnule. Eu vă spun ce este. Doamna, vreau un răspuns din partea Consiliului Local. Domnule, sunteți cu toți aici. Un răspuns. Să se anuleze ala, pentru că nu poți să faci un loc macabru în mijlocul satului, în primul rând. În al doilea rând, este un punct, cum să spun eu, ca să îngropi cadavrii în centrul satului, este un punct de poluare, domnule. Poluarea apa, poți polueze și vă spun de ea din cauza. Citiți și respectați legea, vă rog frumos. Și fără aprobare de la mediu, nu faci cimitir în Rudaș. Unii vrea unul sau altul. Să fie clar. Domnul consilier, vreau un răspuns din partea dumneavoastră. Și fără acord din mediu nu faci cimitir acolo, da? Dar noi nu știm. Nu, păi tocmai nu știți, domnule, nu știți. Păi tocmai că face primarul fără să știe nimic, să știți dumneavoastră. Dar cum se fac? Dar vii urând? Nu, domne, nu să, domne, un lucru macabru să-l faci în centrul satului, nu se face. Știți unii cimitiri la Pustiana? Domne, știi cum întreabă? Domnul Mata știe unii cimitiri la Pustiana? Vorbesc la urmă, știi cum întreabă? Care au fost construite înainte? La Măcinești știe unii cimitiri la Pustiana?
regulile care erau înainte erau niște reguli, acum sunt niște legi care trebuie să fie. Eu sunt în toate satele, cam în centru. Centru, la Pârjoli, în centru sate. Dar la Balcani unii erau... Sunt alte legi, domnule. Domnule, eu v-am spus atâta. Să respectați legea, doamnă. Atât. Să vorbi, popa e acolo. Domnule, da, să respecte legea. Nu părinte, părinte, o comisie bisericească, așa, dar nu face să respecte legea, domnule. Măi, domnul Baciu, domnul Baciu, domnul Baciu, preotul nu încalcă legea. Dar are Consiliul Parocial acolo. Dar preotul nu încalcă legea. Dacă cei de la mediu îi spune că nu are voie să facă acolo, nu face, domnule. Nu spun, nu vă luați cu mine degeaba. Dar în partea de altă poți să facă? Punește-și tu. Da. Este, da, acolo, domnule, poate să facă la marginea satului, domnule. Să o facă cum v-am spus aici, aici să n-am aclar. Domnule, citiți. În centrul satului, citiți, domnule, citiți legile, domnule. Nu, dar acum... Dar respectați legea. Atunci, respectați legea și citiți legea, domnule. Eu aș avea niște obiecțiuni dispus la domnul ONG. Că se întâmplă... Și fără dezbatere publică, nu-i normal. Se întâmplă să fac o investiție în domeniu. Eu nu știu, acum aud. Sunt mulți cimitirul de acolo și dar dacă cineva face o reclamă, o să vină în Consiliul Local și să spună, domnule, dar voi n-ați știut, n-ați dezbătut nimic. Ar trebui să vină. Are nevoie parohia de la Lugaș, are nevoie de un teren. Eu întreb, o veni la dumneavoastră, găsim un teren. Găsim, dăm domnul. Nu vine, nu? Un cimitir nu se poate ieși așa ușor de schimba. Are nevoie, dar să vină în fața Consiliului Local, legal, să aprobăm un teren. Nu este mereu. Nu este mereu. Greu, ia știi. Ai aprobări greu. Nu le-a cu preotul și asta e toată treaba. Nu că nu le-a cu preotul. Te zic preotului să mai facă și cu asta am terminat. Și noi dacă dăm voi... Dom'le, dar vreau să vreau o hârtie. Da, așa auzi. Dar unii casa aia... Cum a fost discoteca? Nu, domnule, eu vă spun, există pericol de poluare a apei. Pe râul Paltu, nu știu unii? Da. Pe râul Paltu, nu ești propodet și imediat la deal, n-are treabă cu centru. Eu vă spun ce zic, există pericol de poluare a apei. Eu vă spun ce zic. Da. Există pericol de poluare. Nu vă bate, nu vă bate în joc. Nu, dar trebuie făcut o treabă legală și gândire. Domnul, eu v-am spus legal. Legal, am zis legal. Cu aprobare de la mediu. Nu să cu aprobare de la mediu. Aprobare de la noi. Mediu, ca așa e. Domnule, nu. Ca să strămuți, băi, domnul Gânga, ca să strămuți un cimitir. Este extraordinar. Nu se poate. Iar să lăsă un mort izolat într-un deal acolo, așa iar nu. Serios, dar să scăpăm de... Vor să facem un lucru. Dom'le, sunt doamne și omul gras. Da. Dom'le, dar și o treabă. Matar trebuie să-i gândești că acum să trebuie să aparțin din Uniunea Europeană. Nu mai să-i gândești. Păi poate are dreptate. Păi să-i gândești. Păi nu v-a spus să-i gândești. Dom'le, nu știu de ce gândești. Dom'le, trebuie să respectăm regulile. Trebuie să respectăm.